Bună seara, bine v-am găsit la Jurnalul de Agricultură. În această seară vom discuta despre Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, o instituție pe care stau atiți toți ochii atunci când se întâmplă ceva în industria alimentară sau în zootehnie, pentru că alături de noi în această seară se află noul președinte al ANSVSA, domnul Radu Roatișchețan. Bună seara, domnule președinte, bine ați venit. Vă mulțumesc pentru prezența în această seară. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și apreciez foarte mult modul în care ați prezentat această instituție și de aici reiese și importanța ei, impactul ei la nivel național în viața noastră, a tuturor, a românilor și nu numai, și într-un cadru european. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Și trebuie să completez prezentarea. Sunteți primul român membru al EFSA, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor, un mandat care se apropie de final în luna iunie. Mai aveți o lună și jumătate de mandat. Iată că în acest moment ați preluat ANSVSA-ul într-un moment greu. Mulți au contestat acest lucru, au fost câteva scandaluri, sunt și alte amenințări pentru zootehnie în special. Cum vedeți acest lucru cu experiența pe care o aveți? Ați mai avut încă două mandate în 2007 și 2010, când ați fost numit, așa cum ziceam, un moment greu. Cum s-a văzut și din interior, dar și din afară? Vă mulțumesc pentru prezentare. Întrebarea este una destul de completă și complexă. Am fost ales acum 3 ani și jumătate ca și membru în management board-ul sau comitetul director al Autorității Europene pentru Siguranță Alimentară, cea care furnizează Comisiei Europene prin aportul științific pe care îl primește de la oameni cercetători, oameni de știință din toate statele membre, care lucrează în institute recunoscute și furnizează Comisiei Europene inputuri ca și analiză de risc, ca și analiză de vis-a-vis de managementul situațiilor de criză care pot să apară sau trebuie prevenite anterior. Într-adevăr, mandatul meu se apropie de sfârșit. A fost o experiență lucrativă, e o dimensiune uriașă. Vorbim despre o piață europeană de 500 de milioane de locuitori, cetățeni europeni. Dar mai ales, cred că ar fi interesant pentru telespectatori care își doresc să afle dacă un român a ocupat o anume poziție, care a fost fructificarea față de România sau ce aport, beneficiu are. Cu ce a ajutat. Ei, acolo reprezinți toți cetățenii europeni, nu reprezinți un anume stat, dar alegerea se face pe baza unei expertize de către Parlamentul European, validată de Consiliul European, privind experiența și aportul pe care îl poți oferi în ceea ce solicită Comisia Europeană. Poziționarea mea, în schimb, ca și membru în acest management board, se va fructifica și la capătul ei pentru România. Dorim să creăm în această parte a Europei, pentru că avem nu numai poziția geostrategică, ci și recunoașterea profesionalismului serviciilor veterinare, a unui institut european, probabil mondial în viitor, în ceea ce privește controlul bolilor transfrontaliere. Noi, în această parte a lumii, suntem un segment extraordinar de important. Suntem poartă de intrare în Europa, suntem poartă de întâlnire între civilizații și rolul nostru în această expertiză a bolilor transfrontaliere, care nu sunt puține, și am să vă spun câteva lucruri despre câteva pericole care ne amenință acum și sunt la poarta României, veți vedea cât de important este rolul acestui institut. Sper că la finalul acestui drum România să poată beneficia de acest institut cu recunoaștere europeană, practic un institut european, și cu recunoaștere mondială, în care să vină experți din toată lumea
să se adreseze medicilor, să facem instruiri și să facem lucruri necesare pentru a stăpâni și a controla aceste boli transfrontaliere. Bun, apropo de background-ul ăsta european, vreau să vă întreb acum un lucru. Acea alertă rapidă la nivel european, atunci când, apropo, apare vreo problemă într-o țară, este imediat informată întreaga comunitate. Cea mai recentă problemă la noi a fost cu brânza, care s-a spus din Italia, care s-a spus că ar fi fost inițial de oaie și apoi s-a revenit că nu era de oaie. Atunci și oierii și cei din industria laptelui au spus, domnule, a fost o chestie intenționată ca să ne facă rău, să ne scoată de pe o piață. Cât ajută această alertă rapidă țările europene, țările mici, și cât este în favoarea cerei mari? Se pot face astfel de lucruri, în primul rând? Poate să fie folosită această alertă ca un război economic? Lucrurile în industria alimentară și în tot acest proces funcționează pe bază de încredere. România demonstrează tuturor statelor europene și nu numai că gestionarea acestor sisteme făcută prin statul român oferă protecție și fermierilor și industriei din România. O bulibășală, o încurcătură, o lipsă de fermitate în abordarea subiectului, atât la nivel intern cât și la nivel extern, aduce doar atingere gravă și imaginii și poziției României. Dumneavoastră sunteți specialist în comunicare și știți că o comunicare defectuoasă face ca lucrurile să fie înțelese defectuos. Sistemul rapid de alertă nu este făcut pentru state europene, este făcut pentru cetățeni europeni și pentru a-i proteja pe ei, dând drumul liber la informație să circule. Pentru că noi trebuie să pornim abordarea discuției noastre de la ceva semnificativ. Bolile există și vor exista întotdeauna. Nu putem nega existența virusilor, bacteriilor, sporilor. Important este ca statul, care prin Constituție își protejează cetățenii și le garantează dreptul la sănătate, muncă, educație, mă rog, dar mă întorc la sănătate, să creeze entitatea, instituția, care are profesioniștii care se ocupă de acest segment. Ei monitorizează, sting focare, atenționează, transmit risc. Deci, ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, răspunsul meu este următorul. Sistemul rapid alertă este creat pentru cetățenii europeni, pentru a fi informați pe tot teritoriul Uniunii Europene și pentru a se putea proteja ei înșiși, dar mai ales prin instituția statului care îi reprezintă. În cazul a ceea ce am spus, apropo, cu brânza, trebuiau autoritățile române să reacționeze altfel decât au făcut-o? Autoritățile române trebuia să fie ferme. Și autoritățile române trebuie să înțelegem cu toții că lipsa profesioniștilor în abordarea epidemiologică în astfel de situații naște tragedii. De aceea am să vă rog și cu îngăduința dumneavoastră, unul dintre aspectele care îl vom discuta este să vă aduc la cunoștință câteva lucruri pe care dorim să le îmbunătățim pentru a nu se repeta astfel de fenomene. Apropo de aceste lucruri, un alt subiect și care văd că a început să prindă tot mai mult contur, o dată și dumneavoastră ați preluat președinția, sunt aceste controle care se fac la carne, se fac legume și fructe. ANSP s-au dat două comunicate în ultima vreme pe acest lucru. Ultimul sunt fructe și legume venite din import, în care s-au găsit reziduri peste limita admisă. Aceste controle au fost cerute prima dată cu voce tare și susținut de ministrul Achim Irimescu încă la sfârșitul anului trecut, chiar pe legume și fructe. Se spuneau că din comerțul atât intracomunitar cât și extracomunitar pot să vină astfel de lucruri. Aici noi ați început să faceți o astfel de acțiune în forță, vizibilă. De ce nu s-a făcut acest lucru până acum? Pentru că ce ni se spunea de fiecare dată de la ANSVSA venea în felul următor: în ceea ce privește comerțul intracomunitar, nu putem să controlăm decât o marjă de 5%, astea sunt reguli europene. De cealaltă parte, veneau cei din industria alimentară, veneau deputați din Comisia de Drogă
agricultură și spuneau, domne, Ungaria, Bulgaria verifică 100% când vor să protejeze un anumit aliment, cum ar fi laptele sau legume și fructe. Noi de ce nu putem face? Unde era adevărul aici? Am să încep să explic lucrurile luând în ordinea în care mi-ați solicitat. Poziția domnului ministru Achim Irimescu este una corectă față de cetățenii României, față de cetățenii Europei. Și domnia sa, într-adevăr, pe ceea ce a solicitat, noi trebuie să fim, ca și instituție, entitate de control și nu numai, mult mai prezenți. ANSVSA-ul și-a făcut întotdeauna datoria. Colegii mei și-au făcut datoria. V-am spus, dumneavoastră, specialist în comunicare, înțelegeți cel mai bine, că lipsa ei sau a calității în comunicare duce la percepția greșită sau prost înțeleasă vis-a-vis de activitatea sau nu a unei instituții. Pentru că noi avem un element de control și elementul de control se numește starea de sănătate a populației României. Dacă nu-ți faci datoria aici, și am să vă dau un caz care s-a întâmplat azi dimineață și ce reacție am avut în câteva ore. Dacă aici nu-ți faci datoria și puteți să vă mai imaginați că intră un vapor de produse contaminate, Doamne ferește, în România și noi nu ne facem treaba cum, cam ce consecințe pot să fie. Deci se fac aceste lucruri, doar că ele trebuie comunicate și întărite. Există o cantitate a controlului și o calitate a controlului. Noi acum, la nivel de cantitate, avem stabilit într-un program național strategic tot ce intră în România, câte prelevări, cum se fac, pentru că sunt costuri pe care le suportă statul român. Ele derivă urmarea unei analize pe care o fac specialiști pe o analiză de risc. Dom'le, ce înseamnă această analiză de risc? Păi dacă intră un cetățean din spațiul european cu un portbagaj de roșii, câți poate să, vânzându-le la negru sau altfel, câți oameni pot să îmbolnăvească și dacă intră un vapor, este o altă analiză de risc. Și atunci ne aplecăm în frecvența cantității și a calității controlelor acolo unde expunerea la risc este mult mai mare, fără să neglijăm nici alte aspecte de ordin mai mic. Deci, odată, facem controlele pentru tot ceea ce înseamnă intrarea în spațiu românesc și european prin porțile de inspecție la frontieră. Cetățenii, telespectatorii trebuie să cunoască că dacă vine un vapor cu roșii și acostează la Constanța, avem două posturi de inspecție la frontieră, unde se verifică. Dacă vin la Vaslui, avem și acolo. Dacă vin la Satu Mare, avem și acolo. Se fac prelevări de probe, se trimit către laboratoare. Metodele laboratoarelor, că este un alt aspect important, metodele pe care le folosesc laboratoarele pot varia în funcție de ceea ce se solicită să se analizeze, de la o zi la trei zile. Ceea ce nu voi admite eu pe perioada mandatului meu va fi lucru legat de solicitările pe care le face industria, pentru că trăim un moment în care fermierii și industria vin și solicită sprijinul autorității statului. Și acum mă întorc la întrebarea dumneavoastră și ca răspuns de bază. Noi suntem o piață. România este o piață. Este o piață foarte bine privită de către cei care activează în acest domeniu și foarte căutată. Pe piața românească, din punctul meu de vedere, trebuie să regăsim produsele românești. Dar pe piața românească trebuie să fie produsele românești legale și corect făcute, respectând legislația de sanitar-veterinară și care derivă a Ministerului Sănătății, și produsele care intră din spațiul european trebuie să respecte aceleași reguli. Acum, aderarea noastră la Uniunea Europeană a făcut ca să înțelegem că am semnat și suntem parte a înțelegerii liberului schimb. Ce înseamnă liberul schimb? Cer permisiunea să le explic. Sigur. Să înțeleagă toată lumea. Sigur. Liberul schimb înseamnă că dacă am făcut
cârnați la pleșcoi, i-am verificat, pot să-i trimit în Spania și în Spania nu se mai face analiză pentru că ea a fost certificată de către un medic oficial reprezentant al statului român. Doar atunci când există suspiciuni sau există informații că produsele au suferit pe parcurs, au fost alterate sau alte chestiuni de genul ăsta sau există o alertă europeană, atunci mă îndrept către ele. În acest raport stă și România. Doar că știu un lucru, că o piață necontrolată și neverificată lasă un loc liber și afectează tot ceea ce înseamnă național prin introducerea unor cantități, nu fac afirmații, știu, ca un principiu. Acolo unde nu verifici și nu controlezi, unde sat fără câini, sat fără stăpân, se pot întâmpla multe lucruri. Și noi vom mări această frecvență a controalelor. Dorim să vedem și noi în ce măsură acele cantități care intră respectă legislația europeană și prin frecvența lor vom verifica acest lucru. Că va fi vorba de lapte, că va fi vorba de carne, că va fi vorba de ouă, că va fi vorba de orice produs animal sau non-animal, ne îndreptăm atenția către ele într-o frecvență crescută și o calitate mai mare a actului de control. Deci putem depăși acel 5% în acest moment, pe care ne loveam până acum. Putem depăși. Eu, de exemplu, nu pot să acuz niciun stat membru. Dar atâta timp cât... Haideți să vă dau un exemplu. Vorbim de industria de creștere a păsării în România. Vreau să vă spun că am o expertiză europeană. Dom'le, oamenii ăștia atât de tare s-au profesionalizat încât pot să devină vârfuri, lideri în Europa. Și pe creștere, și pe industrializare, și pe ce doriți dumneavoastră. Ba mai mult, a venit cu o propunere, că un regulament spune în felul următor. Regulamentul e regulă care aplică toată lumea. La această regulă ei au venit și au spus, dom'le, noi pentru consumatorul român vom face ceva în plus. Ouăle care le obținem în fermele din România le vom marca cu zi, dată, mă rog, și ele sunt marcate. Au dreptul să facă pentru că vin cu ceva în plus față de altele venite din spațiul comunitar și respectă regulamentul. Avem informații că sunt diferiți agenți economici care aduc din alte state membre, înțelegeți? Unde nu se întâmplă acest lucru, dar vin și încep să facă chestiunea asta pentru că ce se întâmplă? Speculează o anumită chestiune. Să le ștampileze în țară într-un mod ilegal. Să le ștampileze într-un... Nu, ei pot să le ștampileze în mod legal la furnizor. Ei, la furnizor, nu după ce le... Nu la importator. Exact, da. Nu la importator. Aceasta este o informație care noi o privim cu foarte multă atenție și de asta dorim să facem controlele acestea înăsprite. Și de aici vom trece într-un alt subiect al rezultatului controalelor și ce se întâmplă după ce avem aceste controale. Pentru că zona de crimă sau food law, cum se numește acum pe legislație, trebuie înăsprită și de criminalitatea economică. Ceea ce se dorește. Noi putem elimina gradul de sărăcie doar stăvilind această speculație pe care o fac diferite firme și evaziune fiscală, că până la urmă este o evaziune fiscală. Noi avem grijă de partea de sănătate publică și alții au grijă de alte părți care le sunt atribuite. Dar putem reduce foarte mult, inclusiv gradul de sărăcie, stabilind acest fenomen. Apropo de controle și ce spuneați dumneavoastră cu marcarea ouălelor cu acel DDM, mi se pare că se numește. Da. Bun, există, aici se face acest lucru, să zicem, făcut de producători, dar mai este o problemă la ceea ce se pune în legislație, se pune peste. Pentru că, bine, acum vorbim de legea etichetării, etichetarea nu este la dumneavoastră, este la NPC. Dar vreau să vă întreb ca principiu, pentru că cei din industrie spuneau, dom'le, tot ce punem noi, reguli care se adaugă, îl încărcăm pe producătorul român, nu pe cel, iar cel străin nu este obligat să respecte tot ce adăugăm noi peste regulamentul european.
este și se plâng că la noi sunt multe astfel de adăugări care îl încarcă pe producătorul român și, nu știu, costuri, poate îl forțează să greșească pentru că sunt prea multe. Este bine să avem o suprareglementare sau ar fi bine să ne limităm la ceea ce scrie în regulamentul european pe ce înseamnă producție în România? Cel mai bine este să avem încredere în produsele noastre și atunci vom rezolva multe dintre probleme. Suprareglementarea este permisă. Da? Dacă tu vrei să iei în plus la regula care a fost aplicată măsuri și consider că te ajută mai mult pe piața ta, nimeni nu te împiedică. V-am explicat că a fost o măsură cu care au venit și a fost o inițiativă pe care noi am îmbrățișat-o. Dar ei transmis se, doar se impun, de altă parte. Regulamentul. Dacă stabilim normele de încredere care pornesc de la educație, consumatorul român trebuie să înțeleagă că, indiferent de forma de procesare, de creștere, România are capabilitatea să se hrănească singură în anumite domenii. În cel animal, o spun cu toată convingerea. În cel vegetal, într-adevăr, fiind într-o zonă cu climă temperată, trebuie să facem inputuri că asta este situația. Dar noi, stabilind un procent de încredere, pentru că toate aceste măsuri au fost luate pentru a convinge consumatorul și cumpărătorul român, care mi-aș dori foarte mult atunci când se duce în zona etichetării să se uite și să vadă de unde provine. Știți ce se întâmplă? Oamenii înțeleg foarte bine când văd că scrie Bacău, Suceava, Târgu Mureș. Pricep mai greu când văd o etichetă cu o ștampilă ovală, poate vede că e europeană sau poate nu vede și atunci trebuie să fim atenți. Tocmai asta vreau să vă spun, a zis etichetarea. Suntem două instituții care ne ocupăm de același subiect într-un fel, dar ANPC-ul se ocupă de etichetare, colegii noștri de acolo și noi ne ocupăm de restul. Eu nu cred în acte normative separatiste. Eu cred în acte normative complementare. Am avut săptămâna trecută o discuție cu reprezentanți de calibru ai industriei românești și am agreat că în România a existat la un moment dat un protocol între instituțiile statului vis-a-vis de competențele fiecăruia. În plus la acel protocol cu care au fost, nu că au fost de acord, ei l-au solicitat. Asta înseamnă o maturitate a celor care fac mâncare în România. Eu am venit doar cu o propunere de completare privind introducerea Ministerului Mediului, pentru că azi vorbim de sănătatea omului, animalului și a pământului, deci produse sănătoase într-un pământ nesănătos. Nu pot fi sănătoase, nu da. Nu pot fi sănătoase. Și mai ales introducerea acelui organism european de acreditare a laboratorilor, RENAR, în acest protocol. Situație care dorim să o rezolvăm pe parcursul săptămânii viitoare și va debloca foarte multe lucruri. Răspunsul meu, repet încă o dată, este încrederea în produsul pe care îl facem în România. Apropo de acest protocol și de control, pentru că ți-a dus vorba, țin minte că la un moment dat, așa într-o discuție, într-o conferință de presă cu mai mulți șefi ai ANSS, ANPC la vremea respectivă, pentru că erau vreo 2 ani, se pusese și cu autorități politice, se spusese la un moment dat, s-a pus discuția, s-a solicitat ca aceste elemente de control, instituții de control, ANSS-ul, ANPC-ul și cred că mai era una sau două și care îmi scapă acum, spuneau că ar fi bine să se unească și să fie sub aceeași umbrelă, pentru că se plângeau atunci în industrie, sunt călcați de fiecare dată de echipe
ANSVS, ANPC, DSP, de, care vin, îi calcă, îi amendează, le găsește câte o problemă și iată, îi amendează și nu că ar fi mai bine să fie o singură echipă, pentru că ziceau așa, domne, noi nu mai înțelegem fiecare ce are de făcut, în ce atribuții are control, pentru că îl citu domnul Cojocaru, spunea la un moment dat aici în platou, toată lumea vrea să vină să schidă frigiderul producătorului, dar nimeni nu-și asumă responsabilitatea după aceea. Nu este o graniță precisă între responsabilități și drepturi, unde, pe ce parcurs, pe ce filieră are voie să controleze. Ne puteți explica un pic dacă... Da, este justificată puțin această temere și este justificată pe deplin această solicitare. Semnarea acestui protocol va rezolva situația despre care v-am spus. Sunt chestiuni legislative diferite, instituții diferite, care comportă specializări de la angajarea oamenilor diferite. Acum, n-aș vrea să mă luați în nume de rău, dar dacă m-am format ca și basketbalist, n-am să câștig niciodată Masterchef-ul. Înțelegeți? Cam să vă spun o chestiune. Formarea unui om de laborator, pentru că noi avem 42 de laboratoare, se face în ani de zile. Dacă noi trasăm sarcinile și responsabilitățile clare și sigure, lucrurile se vor așeza. De fapt, asta ce se dorește prin acest protocol, dar v-am spus că este justificată. Am auzit cazuri în care, la nivel de țară, reguli vis-a-vis de igiena alimentelor, siguranța și securitatea alimentară le face și poliția locală. Da. Deci trebuie să înțelegem că nu putem lăsa să se nască abuzuri și nu putem lăsa nici necontrolate aceste lucruri. Dar controlele trebuie să le facă oamenii de specialitate, oamenii care sunt abilitați prin lege și care răspund de acest lucru. Și vă garantez că pe perioada mandatului meu se va răspunde. Și lucrurile vor fi foarte clare, bine delimitate, între controle. Obiectivul este acela, bineînțeles. Ieri am avut o discuție, o întâlnire cu domnul prefect de la Constanța. Fac o scurtă paranteză. Și în discuția care am avut-o, am stabilit câteva lucruri legate de comandamentul litoral, pentru că e o afluire mare de turiști, se așteaptă la una și mai mare și Doamne ajută să fie că asta se simte în balanța economiei. Discutând lucrurile, împreună cu domnul președinte al ANPC, am căzut de comun acord, un om extraordinar de înțelegător și înțelept, și împreună cu domnul prefect de la Constanța, am stabilit de comun acord că aceste controle se vor face numai împreună și pe responsabilitatea fiecăruia, fără să interfereze. Dar când intră și verifică o unitate, nu intră separat. A venit ANSV-ul, DSV-ul, pleacă, vine ANPC-ul, vine ăla de la mediu, vine de la... Nu, am stabilit, ăștia sunt oamenii, ăsta este numele lor, vin de acolo, asta vor face și mandatul cu care se duc. Orice agent economic care se consideră lezat în actul de control poate să facă o reclamație. Dom'le, dacă a venit de la ANSV, nu are, de la DSV, nu are ce să caute la cutare lucru. Acolo se ocupă ANPC-ul. A venit de la ANPC, în frigidere umblă ăla de la DSV. Și așa mai departe. Și veți vedea că se pot rezolva lucrurile.